Salut, prieteni! Episodul cu numărul 26. Ce am făcut? Am terminat cu Gjarkendarf. Am terminat misiunile de acolo, am luat artefactul lui Adanos, gheara lui Beliar. Și urmează să mergem în Valea Minelor, da? Pentru că cam atât a rămas de făcut. Să vedem ce se întâmplă, dacă au venit dragonii, cum luăm ochiul lui Innos și tot așa. E foarte aproape, hai să băgăm o poțiune, că avem 24, da? Să ajungem mai rapid în Valea Minelor. Nu mai este foarte mult. Cu tot în episodul anterior am terminat și cu... Am învățat și nivelul 3 al limbii din Gjarkendar, am învățat să facem și poțiuni, am 121 dexteritate și am pus și un arc de 110 damage, deci eu sper că o să pot bate și orice acum, măcar să-i strâng și dacă nu reușesc să-i bat cu arcul destul de repede, o să folosesc un alt truc. Ăsta este drumul de la taverna lui Orlan, drumul către Valea Minelor. Hai să revedem câte o bucată astora ar trebui. 1, 2. Bani avem? Avem și de ăștia 18.000, deci suntem asigurați. Mai e unul? Come here, you beast. Aici parcă ar trebui să fie niște lurkeri, din câte țin eu minte. Și nu știu dacă le dau o bucată. A, ba da. Suntem oră eminenți în lupta de la distanță. Ai o tabletă de piatră aici, ai sucit timp să vedem despre ce e vorba. Arcașului. Dexteritate 1. Oh, bun. 2 dexteritate. Dă-le încoace pe toate. Dacă merge tot așa, poate mă întorc. De ce nu pot să mai trag cu arcul? Deci uitați-vă ce bug-uri, ce goase. După astea iau acele, da? Îmi dă umple viața. Acum ar trebui să încep să învăț să trag cu arc, pentru că dexteritate să-l mănuiesc cam. Am o poțiune. 80 putere, foarte bine. Mai luăm o centură de dexteritate în clipa în care ne apropiem de 160 dexteritate să portăm cel mai bun arc din joc. Parcă zice Warbow, arcul încuiului, dar nu mai țin minte. Deja batem foarte bine. Cam tot ce e după tot aici, ce sunt creaturi foarte slabe. Și tovarăși, cam ăsta e locul în care găsim... în care găsim colonia condamnaților în cotăbiță de piatra, să vezi cine de mai... Energia vieții? Da. Bună și asta. Are you sure you want to go in there? I'm afraid you won't get very far. The orcs are on the other side. If there's a way into the Valley of Mines, I shall find it. Good, then go. Go within us. Cu Innos, mă. Sunt niște lupi tineri. Vă dădeam o bucată cu orice arc. Da, bă, asta. Dar sunt bun că... Nothing there. Nothing to be had there. Și piele, după ei. Devine la boss, pe mine.
am zis că o să am nevoie de 15.000 pentru a doua armură și 20.000 pentru a treia. O să avem parte și de câteva capitole de vânătoare. Pentru că o să fie destul de side quest-uri. Bun. Să cules de piele. Stânga, dreapta. Totodată, având dexteritatea asta foarte mare, ar trebui să pot să buzunăresc aproape. Și când zic aproape, sunt câteva caractere care au, zicem, felul următor. Este aproape imposibil să-l buzunărești, depinde ce are el. Dar ultima oară când am făcut un playthrough și am avut dexteritate mare, pe la 160 puteam să le iau cu ușurință, fără să mă prindă niciodată. Cam asta ar fi barem. Cu cât ai mai multă dexteritate, cu atât îi buzunești mai ușor. Și ar fi 160. Dreapta, stânga. Două puțin bune puținile astea. Hai, în colonia condamnaților. Aici ar trebui să fie noapte, încât te ține minte, mereu e noapte. Da. Hai să prindem o luminiță. Cât era luminița. Nu mai am luminițe. Asta e grav, știi, să aprind o torță. E foarte trist. Pentru că, din câte am observat, se vede destul de... Mie îmi vede bine aici. Chiar și filmarea care o fac se vede bine, dar în clipa în care o urc pe YouTube, mi-o comprimă atât de mult, încât se vede ca naiba. Și nu-mi place nicio culoare. Mai sunteți, mă, mulți? O torță înapoi. Și aici găsim prima rună de teleportare. Runa către... Valea Minelor. Uite, e bine runa asta când o folosim. Ca să nu mai... V-am spus că la un moment dat o să scurtăm din drumuri, să nu mai fim nevoiți să alergăm de colo-colo. Runa să ne dă chiar aici, jos. Adică la ieșire. Alt lucru, sunt curios. Dacă... Ia, hai să... Oh! Oh, leu! Doamne, nu mă omoră că nu am salvat deloc. Oh, leu! Adică băieții ăștia vor să mă bată. Stai mă acolo. Să vezi dacă-i bat. Oh, nu. A căzut fraierul acolo. Și a pornit cinematic. Super tare la principiul ăsta. Hai să salvăm că e... Urât aici. Aoleu! Am făcut cur. O, le dau câte 3 bucăți. 4.
foarte, foarte bine. Deci aș putea să îi bat în felul următor. Haide să arăt cum fac. Facem o poțiune de viteză. Poțiune de viteză și ar trebui să-i strâng așa ca pe aia mici. A, nu, iau pe aici direct. Numai că nu mai știu pe unde puteam să mă urc, nu pe aici. Clar, doar pe aici. Și să scoatem marcul la ei. Aoleu, era să cad. Aoleu. Deci Pyro s-a putut urca după mine, da? Asta e trist, pentru că pot să-mi iau în orice secundă, dar trebuie să-i bat. Aoleu. Chiar nu știu cum... A, ba nu, îi bat în felul următor, fiți atenți. Ca să nu mă mai chinui. Am zis că băgăm poțiunea. Și Rain of Fire pe cât avem? Rain of Fire, 9. Paie de foc. Și ia pătut la foc. A, bă, băiți. Mai e vreunul pe aici? Nu. Mai trebuie să mai fie unul. Nu, mai te-ai bat așa. Foarte opul vraja asta. Un săculeț de piele plin. Asta nu-l deschidem pentru că este săculețul de piele a lui Diego, da? O să ne întâlnim și cu Diego imediat. Și prin imediat vreau să zic că mai e o grămadă. Hai să coborăm totuși dacă tot am ajuns aici. Și să încercăm... Urăsc... Ah, mă scuzați. Urăsc că n-am senzația să strănut. M-a ținut până acum. Sper că voi vedeți ceva aici. Pentru că... Nemai având pergamente de lumină... Totul e foarte trist. Să vă iau pe rând furnicuțelor și să-mi iau din nou torța. Aici un Dragon Snapper. Nu vă recomand. Nu vă recomand să vă dați la el că... Nothing to plunder. Că dă tari. Până în capitolul 4 cel puțin e foarte greu, foarte dificil. Chiar și cu ultima armură. Tot au damage, uitați, stai. Drumul, da, mai țineți minte din Gothic 1, drumul către tabăra veche. Noi mai avem până ajungem acolo. Hai să vorbim cu tipul, să vedem ce are de zis. E al naibii de dificil să-i fur bani. Ia să încerc. 26, da? Sunt curios dacă cu 100 de... Da, a mers. What are you standing around here for? I come from the castle. They sent me to look for those missing, and to check out the area. Those missing? Some fled when the dragons attacked. Most of them didn't make it, no surprise there. But if there are any survivors left, I'll bring them back. What do I need to know about this area? If you want to live, go back to wherever you came from. The Greenhides have laid siege to the castle for weeks now. And those dragons are hiding out somewhere too. The entire Valley of Mines is teeming with orcs. No matter where you're headed, this won't be a picnic. Can you help me get into the castle? Sure. But you have to do me a favor. If you can make it to the castle, talk to the paladin Auric. Tell him that his brother bought it up there at the pass.
How can I get into the castle? First of all, you can forget the direct path. But if you walk around the castle, you might have a chance from the back. You should stay away from the paths and use the river. It will be best if you swim downstream for a stretch. It should be easier from there. The orcs have set up a ram behind the castle. You can get in that way. Creep up on the orcs as closely as you can, and then run for it. You might just make it if you're fast enough. Hai să mergem. O, da, doar dexteritate. Acrobațiile, vreau să zic. Ia să vedem. Ajungem în castel, nevătămați. Dai, bici. Gergan, băiatul ăsta ne-a zis cum să intrăm și ne-a dat și o misiune dacă tot reușim să ajungem în castel. Drumul ideal ar fi pe aici, pentru că dacă încercați să o luați pe unde era intrarea veche, o să dați foarte, foarte, foarte mulți orci și nu vă recomand. Pentru că, să zicem că puteți să-i caitați pe ăștia cu sabie, dar mai sunt magicieni care nu pleca ca de turță. N-am ce face, trebuie să mă bag cu ei așa. Nu se vede aproape nimic, din păcate. Dar până ajung în castel, trebuia să fiu și eu atent. Să iau câteva pergamente de lumină. Mai am puțin și fac level, nu? Da, foarte puțin. Și cred că o să încep să pun... sau să țin să mai bag în dexteritate ca să port arcul la mai bun. Nu, cred că întâi o să încep să învăț să trag cu arcul, să am acuratețe mai mare, pentru că, cum vedeți, nu nimerez nimic. Să vedem pe fraieriște aici. Sunt prea bun, măi. Băieți, nu vă mai băgați pe mine. Da. Scurgă experiența, cred că fac level cu ăsta, da. Să vedem ce mai dă caftic pe aici, știu că mai sunt creaturi de bătut. Cel puțin acum nu dau de orci. Mai târziu o să fie și pe aici plin de orci. Și orci, dragon snapper și toate orătănile pe care nu le sufăr. Am aviazi. Tau să mă chinui după. Nothing there. Deci chiar nu se vede nimic. Și mă tem că nu am ce face până nu ajung în casă, pentru că am foarte multe de făcut. Dar vă pot relata eu ce se întâmplă în clipa de față. E bine, acum mă bat cu un Bloodfly. Nothing there. Acum iau acul pe un Bloodfly. Acum fac loot unui loop și încerc să mă feresc de necazuri și probleme. E ceva pe aici? Am un lupișor. Vedeți drumul către tabăra sectei a fost închis de către orci. Se spune că în spatele acestei palisade sunt foarte mulți orci. Ai ceva de bătut? Na. Hai să vă arăt cum să intrați în castel. Ușor chiar. Deci, unul la mână. Se ia una bucată, poțiune de viteză. Am băut vin.
Așa. Și se strâng toți orci din jur ca să putem să îi captim. Așa. Luăm tot, da? Tot am zis. Inclusiv orci. Inclusiv orci, da? Tot. Așa. Și îi aducem pe toți aici. Aici. Și începem și tragem. Ei, nu o să vină niciodată. La elitul ai dăm mai mult decât ce țipă. Păi, deci nu înțeleg nimic din ce țipă ăștia. Am făcut o gălăgie de puncte, de nothing there, de nothing to plunder. De experiență, nu de level. Orc de elită, bun. Săbii ceva și eu. Nu mi-a pus să iei nimic după fraieri ăștia. Hai să trag și orice ăștia. Tot aici, așa, da? Aaa, așa de ușor sunteți voi, mă? Plus 300, easy. Dacă aș inimii, ar fi mult mai bine. Cam asta ar fi ideea cu orice din castel, dar nu pot să-i aduc pe... Aș putea să-i aduc pe toți. Fug cu toți, așa și rămân decât ceamani. Nu mi-ar fi foarte greu să fac asta, dar o să dedic un singur episod pentru așa ceva. You were damn lucky when you came in. I very nearly shot you. Then I guess I should be glad that you have such keen eyesight. Save your breath. Talk to Sengrath if you want something. Așa, prieten, deci ăsta e castelul. Dacă mai țineți minte, acolo era... Încă e loc unde erau, unde stăteau magicienii de foc. Mai în față era unde stătea Gomez. E bine, noi continuăm în episodul următor. Călătoria noastră magnifică. Vă salut, la revedere!